380.000. Doar 380.000 de euro trebuie să plătești pentru a deveni proprietarul pensiunii Sun House. Și înainte să intrăm în detalii, adu-ți aminte să-mi dai follow pentru a vedea turbo ofertele pe care le scot la vânzare, pentru că știi foarte bine că sunt turbo seller și am numai turbo oferte la vânzare. Deci dă-mi follow. Pensiunea a fost construită în anul 2015 și este amplasată pe un teren de 500 de metri pătrați cu o deschidere de 18 metri liniari. S-au folosit doar materiale de calitate. În primul rând a fost foarte bine gândită, o să vorbim pe urmă și de materialele care s-au folosit în construcția acestei pensiuni ca să arate bine și să se bucure turiștii. În primul rând, această pensiune are două garaje chiar aici la parter. Da? În interior avem uși de lemn, avem marmură, avem fiecare cameră cu baie proprie, dar hai să le vezi singur, să te convingi singur, să nu zici că te-am influențat eu. Hai! Am intrat în pensiune. După cum ți-am zis, finisajele sunt de foarte bună calitate. Uite, marmură până sus și toate culorile sunt cu marmură, dar haideți să-ți arăt ce avem aici la demisol. Aici avem o cămară, aici avem ieșirea în garajul dublu, hai să urcăm și sus la etaj, am ajuns la etaj, aici avem recepția, toaleta de serviciu, aici avem livingul, da? Toate geamurile pensiunii sunt tripan, avem parchet. Și aici avem bucătăria mobilată și utilată. Fii atent aici. Franche, Samsung, Franche. Da? Ți-am spus că este totodată cu lucruri de calitate. Hai să continuăm. Și cum ești din living, avem prima cameră pentru oaspeți. Da? Chiar aici. Jos este o cameră cu două paturi. Este singura cameră cu două paturi din toată pensiunea. Și bineînțeles că are și baia proprie care este mare, da. Uite și niște dulapuri, cum e normal într-o pensiune. Hai să urcăm. Și am urcat un etaj mai sus. Aici avem 4 camere de oaspeți și o cameră de depozitare. Hai să vezi camerele de oaspeți. După cum ți-am spus, toate camerele sunt duble, doar cea de jos are două paturi. Fiecare cameră are baia ei proprie, televizor, parchet și încălzirea este pe gaze pe centrală. Hai să continuăm să vezi și restul camerelor. Arată chiar foarte bine, știi, este acea senzație plăcută pe care o ți-o dă în momentul în care intri în pensiune. Ține minte, toate ușile pensiunii sunt din lemn masiv, da? Aici avem camera de depozitare, cearceafuri, prosoape, halate. Cum ieșim de aici, intrăm în cea de-a treia cameră de la etaj, la fel. Mă, arată chiar foarte bine, sunt chiar foarte ok. Și am ajuns la mansardă, unde găsim două duble și două triple. Hai să vezi triplele. Da? Uite, această canapea pe care se poate dormi este extensibilă și patul de două persoane. Deci avem două camere triple la mansardă. Ne-am reîntors în curte. După cum bine vezi, am deschis ușile la garaje, cele două garaje de care ți-am spus mai devreme. În curte mai avem un foișor, uite la aici, grătarul normal, așa, și o ghiuvetă de var. Să recapitulăm. Vorbim despre o pensiune pe care am scos-o la vânzare în predeal, vorbim despre o turbo ofertă, pentru că va zbura imediat, că are un preț turbo. Pensiunea are 10 camere, dintre care două sunt triple, o singură cameră este cu două paturi și restul sunt duble. Pensiunea are un teren de 500 de metri pătrați, construcția are o suprafață totală de 504 metri pătrați, s-au folosit doar materiale de calitate, vorbim de marmură, vorbim de parchet, vorbim de toate geamurile pensiunii, tripan, uși de lemn. Este o pensiune pe care astăzi o plătești
și de mâine o scoți pe piață la închiriat să producă bani. Știi foarte bine că atunci când vrei să cumperi o proprietate pe care eu o scot la vânzare, trebuie să gândești rapid, pentru că cu siguranță altcineva ți-o va lua înainte. Pune chiar acum mâna pe telefon, sună-mă și hai la o vizionare.